Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o aplică de 12V, 960 de lumeni. Cam așa vine ambalată, cam așa arată. Prețul a fost de 18 lei, transportul gratuit. Am cumpărat-o după EMAG. Ce avem în pachet? Avem acest suport care vine prins de perete. Avem aici două șuruburi, două dibluri pentru perete care fixăm acest suport și două șuruburi în care prindem aplica de suport. Aici, aici. Cam așa arată. Eu zic că este destul de puternică. Luminează undeva la 15 metri pătrați și unde vreau eu să o pun îmi este de ajuns. Avantajul: economisești până la 80% curent, deci este mult mai economă decât un bec normal. Cam astea sunt specificațiile. După cum puteți vedea aici, deci eu zic că merită banii și nu este scumpă, zic eu. 2 ani garanție, în baza bonului putem merge și putem să o schimbăm. Cam așa arată și acum urmează să o montăm. Aici montăm aplica. Acum tăiem tubul ăla de plastic, după care mai scurtăm din fire. Nu se știe dacă mai scurtăm. Acum vedem. De unde a apucat, dacă avem unde pune rezerva, că poate ne trebuie. Lasă că nu mai trebuie. Așa de lungi? Dacă e rezerva, rămâne acolo sus. Știi? Și dacă cu timpul se încălzește firul, mai tai din ea. Aha. Desfacem dândulie. Acum măsurăm unde dăm găuri pentru suportul de aplică. Deci, trebuie să aveți un creion. Sau ceva de semnat. Și faceți un semn. După care dăm găurile. După ce ați dat găurile, fixăm suportul în dibluri. Într-o parte și în alta. După care facem legătura la fire și la aplică. Am făcut legăturile la fire și acum urmează să punem aplica. Acum de funcționa funcționează. Și acum o punem în șuruburi. Bagă și mai mult asta. Vezi că a rămas un colț. Așa. Poți să ții puțin cu mâna? Acum o punem în partea asta.